Ia să vedem dacă vi se pare cunoscută următoarea sintagmă. Domnișor și domnișoare, ascultați o veste mare. Vreți să vă distrați un pic? Ascultați! Radio Chic! Din cei 3 ani de emisie am hotărât să vă arătăm secvențe din emisiuni precum Ora Școlii, Azi e ziua ta, Star Chic. Haideți să le urmărim! Domnișor și domnișoare, ascultați o veste mare. Vreți să vă distrați un pic? Ascultați Radio Chic. Bun găsit, stimați ascultători, la emisiunea Noaptea Live la Radio Chic. În această noapte, prezent în studioul Radioului Chic, de la ora 23, până în zori, vom fi lângă dumneavoastră, Loredana Mira, președinte de Cercul Jur. Dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Azi e ziua ta. Suntem Ana Maria Mihuț și Aviuță Mirela. Ana și Elena, pentru profalorii, vă iubim foarte mult și ne este dor de dumneavoastră. Succes în toate și vă așteptăm pe la noi. De la Natalia pentru Cristian, cu mesajul te iubesc foarte mult și nu uita că o să-mi lipsești. Bun găsit, dragii mei, la ora școlii. Sunt Elena Ionescu. În săptămâna 31 octombrie, 6 noiembrie 2011, prin sistemul de supraveghere a gripei și afecțiunilor respiratorii la nivelul județului Călăraș, s-a înregistrat un număr de 891 de îmbolnăviri diagnosticate clinic ca infecții de căi respiratorii superioare. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la copii. Aici punem punct emisiunii noastre de astăzi. Alături de voi au fost Elena Ionescu și asistentul de emisie Ana Maria Mihuț. Rămâneți alături de Radio Chic. La revedere! Bun găsit, dragii mei, la emisiunea Fashion in Style. Sunt Elena State. Pentru a avea buzele perfect machiate, aplică puțin fond de ten și pe buze. Culoarea rujului astfel va fi mai intensă și va rezista mai mult timp. Apoi conturează-le cu un creion de aceeași nuanță, asemenea rujului, începând din colțurile exterioare spre mijloc. Iar pentru mai mult volum, poți aplica un gloss transparent la final. Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Alături de voi au fost Elena Stade și asistentul de emisie Valentin Luca. La revedere! Credeți că nu putea lipsi dintr-un trus de presă? Bineînțeles, un ziar, ultimul, dar nu cel din urmă, a apărut ziarul Amicii. Un ziar la care s-au muncit multe ore, iar care astăzi a ajuns la 2 ani de la existența lui. Credeți că exagerăm când spunem mii de ore, sute de emisiuni, așa că am hotărât să vă arătăm cum se desfășoară o zi din viața Cercul Jur. Bună! Mergă, ce faci? Eu mă
de ziar? Hai, te rog eu. Bine, 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 bine. Pa, mea. Eu trebuie să filmez aia, nu? Da, eu încă și mai am și cu articole. Tu emisiunea la radio? Da, trebuie să mă urc și o parcă. Vezi că o să stau eu ca să te tendințe la pisă. Da. La pisă. Și eu? Tu te apuci de editat și o să stai și în face la regie pentru că... Da? Da. Hai. Da. Da, mai mare scrisul la numeriță? Ba da, dar nu mai am loc după aia și să mai faci pozele. Ăsta de aici. Da. Trei rânduri poți să facem într-un rând. Lasă-l așa. Cătălina! Da? Tu ce emisiune faci la radio? Mondem. Pentru a avea un port de invidiat, pune o lingură de miere împreună cu o capsulă de vitamina E, apoi amestecă cu o cantitate de șampon, după care aplică pe părul umed, iar la final plătește părul cu apă caldă. Dacă acum ceva timp vă anunțam cu fericire că Cescu Jur se redeschide, copiii și-au reluat activitatea cu mult entuziasm. Își practică meseria zilnic după orele de curs, sub supravegherea Elenei Enescu, coordonator elev. Puteți urmări arhiva noastră de aur pe canalul de YouTube Cescu Jur. Sunt Cătălina Vlad, vizionare plăcută! Vezi că textul ăla trebuie să-l și editezi dacă îl pui cu diacrit și cu alea. Fetelor! Da? Mă scuze și pe mine cineva? Zi! Lucrez la articolul pentru Gală. Cum vi se pare sfârșitul ăsta? Totul a fost un real succes. Să mulțumim tuturor pentru implicare. Este ok pe doamna Loredana. O să vorbim mai mult la ziua centrului acolo, nu? Da. E ok, da? E mișto, da. O să vi-l trimit imediat. Mai am puțin de corectat. Vino puțin! Aici nu găsesc cuvântul. Ce scujur se împăturește patroan de la înființare. Eu cred că ar fi mai ok să spună fiecare câte ceva despre chestia asta. Semnați-vă și până atunci mă îmbrac și eu și mergem. Haide, Cătălina. Du-te și tu și semnați-vă. Haide, că semnați-vă de poate să ceasul? 6. Măi, ce mă, semnam la pisii, dar nu mai pot eu obosită și scurt. Hai, gata? Nu, mai rămâțe. Cât e ceasul? 6. 6. 18.00. Mai are ceva de până? Gata? Da, gata. Hai să mergem și scurt. Haideți. Încă suntem așa. 6! 6! 6! 6! 6! Ia mare! Și ce ați făcut e? 6! Mă duc până la radio, hai să mergi-vă și mergeți! Haideți! Acasă! Stai!
Probabil că v-ați așteptat ca în film să fim coordonați de doamna profesoară Loredana Mira, dar din păcate aceasta a ales să plece din motive personale, iar centrul să fie închis timp de 6 luni. Datorită domnului profesor Dumitrel Toma, Cescujur și-a reluat activitatea. Haideți să vedem noua echipă! Sperăm că această retrospectivă v-a trezit amintiri plăcute petrecute aici, în centru. Nu putem încheia decât prin a ura un sincer și călduros la mulți ani tuturor membrilor Cescujur. La revedere!